Mare Spania, gol. Autogol. Aici Akanji reușește să scape de presingul Spaniei. Jordi Alba reușește să recupereze în fața lui Vargas. Xhaka, jucător care a avut 87 de pase reușite în partida cu Franța, 93% procentajul de reușită pentru un om la mijlocul terenului. Am văzut cum a oferit și acel speech motivator în cele două reprize de prelungire. Jucător crucial pentru naționala lui Petkovic, se simte absența lui. Granit Xhaka al Spaniei este Sergio Busquets, el a pasat mai devreme pentru Pedri, o continuare pentru Pedri venită din partea lui Ferran Torres, dar reușește Akanji să recupereze mingea pentru Elveție, tot de la Akanji pentru Widmer. La Widmer pentru Zakaria, pasă verticală către Shaqiri și cât de bine vine la recuperare Sergio Busquets, avea mai 21 de ani la Cupa Mondială din Africa de Sud și era titularizat împotriva Elveției la acea ediție în care Spania a devenit campioană mondială în premieră sub conducerea lui Vicente del Bosque. Nu au soluții elvețienii. Asta este clar deocamdată. Spania se apără foarte bine. Din nou Shaqiri blocat aici, vine Morata. Lasă jocul să continue Pedri. Invită bine acel atac al lui Zakaria. Bine aici între linii din nou Pedri. Lasă pentru Torres. Pentru de Torres nu prea are soluții și greșește această pasă. Cerea Rocchi acolo. Să pasa lui Torres a ajuns direct în brațele lui Sommer. Aici cu 3 asistenți din față. Bine. Atacul Elveției acum Seferovic pentru Vargas. Din nou Seferovic. Seferovic centrează, blocată de valorul Vidmar. Acum centrare, este blocată și aceasta de Jordi Alba și al doilea corner pentru Elveția. Despre defensiva Spaniei s-a spus că este sub nivelul celorlalte compartimente. Totuși Spania a încasat 3 goluri în partea Croației. Croația fără poate cel mai bun jucător al său de atac la acel meci din optime semnă de Perisic, care n-a putut juca din cauza pandemiei. Va fi lovitură de colț pentru Spania. Cu două mașini puternice pe platformă lovite. Periculoasă a lui Akanji. Stă în față. Pentru spaniol peste portul lui Unai Simon. Aici câștigă Akanji, duelul aerian cu Busquets. Am văzut că una a ieșit după partea la urmă. Spania conduce pe Elveția cu 1-0 în minutul 35. Și din nou cu un autogol. Avem două partea în la urmă. Cele mai multe au fost marcate de jucători în Stein. Nu știu ce era. Spanii și înseamnă autogolul este cel mai bun marcator, să zicem așa, de la Euro. Aici îl vedem pe Shaqiri. Centralul Shaqiri aduce un corner pentru Elveția și Elveția este tot mai insistentă în apropierea careului spaniol. Este și cel mai bun marcator într-un turneu all-time. Recordul era lui Platini, 9 goluri în 1984. Recordul lui Platini per total a fost bătut de Cristiano Ronaldo la această ediție. Centrarea lui Shaqiri traversează tot careul, urmărește Zubar acest balon. Zubar este întâmpinat de Pedri și va fi o repunere pentru spaniol. Se pare că va fi totuși corner pentru Elveția. Este repunere pentru spaniol. Pedri este incredibil. Dar este o greșeală, spune arbitrului. Trebuia să fie un corner pentru Elveția. Este ăla. Da, la numărul de recuperări, însă ofensiv este senzațional în acest turneu, spuneam, favoritul pentru cel mai bun jucător tânăr al turneului. Renato Sanchez a fost jucătorul desemnat cel mai bun fotbalist tânăr la campionatul european, la ediția precedentă. L-am revăzut pe Renato Sanchez jucând pentru naționala Portugaliei, națională care a fost eliminată în optim la acest Euro. Toate marile nume din grupa morții de la aceste Euro.
Respinsă de Jordi Alba, care își ceartă cu echipierul din acea zona terenului pentru că nu l-a dublat mai bine. Iată, până la urmă reușește Jordi Alba să mai evite o centrare și avem deja multe lovituri de colț la poarta Spaniei. În sfârșit, un moment mai bun al Elveției la faze fixe. Vedem că stau Elveției din Shaqiri.